Hei, sunt TT și suntem din nou în Los Santos, în GTA 5 și vă spun să nu uitați să vă abonați, să dați un like și să distribuiți. Suntem cu personajul nostru Franklin și acum, dacă țineți minte, trebuie să ne întâlnim cu... Uitați, ăsta este tovarășul nostru. Ne-am luat la revedere de la el. Și acum trebuie să ne întâlnim cu Michael, celălalt personaj. Deci, ia să ne uităm puțin în... zice, în, citesc în spaniol. Reúnete conmigo en mi casa. El dinero pronto está en tu cuenta, pero Lester tiene que blanquearlo. Da, deci mai sun? Nu mai sun. Zice să ne ducem la el la casă, că banii sunt la el și că trebuie să... Cum se traduce cuvântul ăla? Trebuie să facă spălare de bani, știi? Lester ăla. Lester ăla este ochelaristul care a venit cu ideea, informaticianul ăla care a venit cu ideea cum să facem planul, cum să facem spargerea, creierul operațiunii, adică. Da, suntem cu motorul ăsta al lui Franklin. Sincer, nu prea îmi plac motoarele, dar mergem foarte frumos, așa că nu ne mai oprim. Și stau și mă gândesc, ia-mă o mașină mai bună, mai mișto vreau, că sincer nu prea îmi plac motoarele. Îmi plac mașinile mari, cu patru uși, mai limuzine așa. Da. Sunt foarte curios să vedem ce dorește ăsta de la noi, Michael. Ia să vedem. Mai avem până la el? Nu mai avem mult. Da, o să nu uit să vă spun că am să încep să fac și niște episoade în de GTA, dar online. O să intru online, o să mă conectez cu alți prieteni pe care de moment nu îi am, dar voi face rapid ca să ne plimbăm și să ne distrăm în mod online. Uite, mașina asta îmi place, de ce să nu o iau? Dar uite, îmi place asta că e cabrio, frate, și pot să o decapotez eu și să o capotez. O să închid eu ăsta și să-l deschid eu. Deci facem stânga spre... Iartă-mă, domniță. Facem stânga spre prietenul nostru, Michael. Suntem în apropierea lui. Încă al treilea personaj n-a apărut. Al treilea personaj este Trevor. Zici că e mai boschetar. De fapt chiar este mai zăpăcit. Și încă nu a apărut. Cred că într-o misiune în viitor va apărea și el. Da, unde parchez, frate? Parchez aici. Hai. Ce casă miștoare asta. Poate îi cumpărăm o casă mișto și lui Franklin într-o zi. Păi stai așa, ăsta unde-i Michael? Tot mai în spate, mi se pare. Ia uite. Uite-l, bă. Da. Ia să vedem puțin așa pe scurt cam despre ce vorbesc ei. Da, că au rezolvat-o, că au reușit. Așa. Mexican, mi se pare că e ochelaristul.
Asta cine e? Davy. Davy. Zice de Trevor. Ah, deci Trevor o să vină acum, nu? Să înțeleg că acum o să apară, nu? Sau ce? Zice, ăsta crede că este mort, Michael. Crede că Trevor este mort, dar de fapt nu e mort. Da. Da, la ce să mai... Uite, la televizor, polițistul, nu? Da. Ia uite-l, mă, uite, ăsta-i Trevor. Mamă, ce nenorocit. Fii atent, bă. Da, Trevor ăsta a văzut că s-a făcut jaful ăla și deja e pe gânduri. Ia uite, bă, pe asta, bă. E supărat, Trevor. Eu cred că acum mergem cu Trevor undeva. Mamă, ce handicapați, frate. Trevor e supărat. Eu cred că e supărat că n-a fost luat în combinație și el. Băi, e puțin așa contrastul la imagine. Bă, ce-am făcut? E puțin cam alb, nu? Ia. Stai așa că l-am deschis prea mult. Puțin mai? Ia să vedem. Da. Hai să trecem mai departe, că... Eu cred că lasă așa contrastul ăsta, ia să vedem. Hai că bine. Da, mă, deci cu Trevor, uite, cu Trevor. Trebuie să luăm mașina și aora zice să urcăm în camionetă. Și cred că mergem după ei acolo, după Michael, nu? Zice să mergem în Grapeseed. Grapeseed. Ce, l-a lovit pe ăla, era pe jos. Da, ăsta suntem ca la țară pe aici. Putem să o luăm pe scurtături pe alea. Dar crede-mă că e super camioneta asta, frate. Mamă, mamă. Op, 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 op. Bă, nenorocitule. De ce nu ți-ai pus centura, prietene? Haide că mă grăbesc. A, dar asta nici n-avea loc. Femeară. Da, aici suntem într-o zonă mai rurală. După cum se vede. Nu știu, cred că e spre Mexic încolo, nu? Sau habar n-am, frate. Bă, dar trebuia să o iau în stânga. Ia să o luăm pe aici, pe scurtătură, da, frate? Uite pe aici. Cred că avem ceva de mers până în oraș. Nu? Ups. Da, îmi place zona asta muntoasă. De fapt, nu trebuie să mergem până în oraș. Văd că destinul... este aici, aproape, chiar aici. Ia să vedem ce face. Ia uite, bă, ca la țară, bă, ca în filmele americane. Ce se întâmplă, frate? Da, deci ăștia nu se înțeleg prea bine. Bă, dar ăștia sunt cam periculoși, nebun, Trevor ăsta, frate. Da. Le arată la ăștia că sângele și ce are pe picior pe acolo ia prietenul lui lor, știi, ăla, motoristul. Deci ăștia sunt în conflict, motoriștii cu Trevor ăsta. Așa și... Hai să-i dăm o taie și noi.
Trebuie să-i omorăm, nu? Că sunt în roșu, nu? Păi și cum să trag, mă, că nu... Păi n-am cum să trag, frate, că nu pot, nu știu ce am făcut. Am schimbat controlele, bă. Ia să vedem, măcar să-i prind așa pe rând sau cum mai va. Ai, mă. Bă, ești nebun, frate. Deci nu știu ce se întâmplă, de câteodată sar fără să vreau eu, sar din camioneta, bă. Sar din camionetă, frate, nu știu ce am apăsat, ce... Aaaa, căcat, după ce că am întârziat, mai stau și după piatra aia. Da, deci i-am cam pierdut, nu știu dacă mai ajung eu după ei. Așa. Cam nasol, ce să mai, nu mai zic nimic. Da, frate, deci suntem în Los Santos, suntem în zona muntoasă, suntem cu personajul Trevor, încercăm să vedem, deci misiunea am pierdut-o, încercăm să facem o misiune, deci stai așa, îi dau direct acolo, reîncercare, așa, încercăm să rezolvăm această problemă. Trevor este foarte supărat, dar așa este el de fel. O să-l vedem pe parcursul misiunilor cum este el de fapt. Păi da, mă, și trage... Ia, uite, bă, băi, deci eu v-am zis o chestie, nu? Unde-i camioneta? Unde? Păi oricum i-am pierdut, ce să mai... Nu? I-am pierdut, da, că s-au îndepărtat foarte repede. Da, hai că îi dăm iarăși să începem de la început. Să vedem dacă reușim de data asta. A căzut ăla. Aha, și ăsta, bă. Și furgoneta. Na, să vezi tu furgoneta că nu mai reușim. Și am rămas în apă. Și am rămas în apă. Și am pierdut furgoneta. Hai te rog, hai te rog, frate. Hai te rog. Deci furgoneta asta nu fuge chiar așa, dar... Știi cum e? Ia uite-l pe nebunul ăla. Zici că e animal în spate aici. Bă, dar cum pierd eu, mă, furgoneta asta? Ce naiba? Nu sunt atent la drum, ce naiba? Ia. Dar încerc să iau și pe scurtător. E zona asta... Nasoală, hă? Haide, hai. Ia uite, eu puteam să iau pe scurtătură, bă. Băi, frate, bă. Haide, fetiță, hai. Hai. Ia uite, mă, să nu zici că ies. Hai. Ia uite căprioarele. Dă-te, fă, nebunul, că te calc. Haide, hai. Haide, hai. Eu cred că trebuie să trag. Sunt sigur că trebuie să trag. Haide, bă. Bă, da, nu vreau să mișc ținta. Bă, da, de ce s-a schimbat? Eu am apăsat, bă. Băi, frate. Da, mă, eu v-am zis, sunt mai nou în joc și... Nu știu chiar bine, dar nici începător nu sunt. Pentru că m-am jucat GTA 4 din 2009, când l-am cumpărat. Am jucat până anul trecut, dacă mi-aduc aminte. Da, am terminat de 1000 de ori. Și tot mișto, știi? Ia să te văd. Ia să te văd, băi, fetițo. Mamă, frate. Dacă putem să...
Dar ăștia doi de ce nu trag, frate? Trageți, mă, și voi, unul dintre voi, bă. Băi, dar degeaba i-am luat pe ăștia, bă. Bă, crede-mă că degeaba. Păi eu dacă încerc să trag, am să sar din mașină, din greșeală. Pentru că, sincer, nu știu ce... Dă-i, mă! Ah, am înțeles șmecheria. Deci trebuie să-i omorâm pe aia. Gata. Trebuie să-i omorâm pe motoretiști. Bă, ascunde-te, bă. Ia uite, mă, eram exact lângă unul. Hai. Hai. Unul a murit. Hai. Unde e? Așa, încă unul. Ia. Acum, direct pe el. De unde-i ținta, bă? Uite acolo. Așa. Hai. Hai repede. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. Hai, hai, hai. Dă-i încă, mă. Hai. Hai, hai, hai. Hai, frate. Hai. Unde e? A fugit unul, nu? A fugit, mă. Uite, vine unul pe aici sau ce? Dar a fugit unul. Așa am văzut eu. Bă, 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 bă. Fugi, 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 fugi. Fugi. Nu, mă, bă, 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 tăpitule. Deci, asta a fost greșeala mea, frate. Asta a fost greșeala mea. Deci eu n-am vrut să intru în dubița asta, ce e asta. A fost greșeala mea. Hai să vedem. Uf. Hai, și tu. Bravo. Direct la cap. Hai că de data asta nu mă las. Trebuie să fac. Trebuie să fac ceva. Așa. Dă-i. 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 Păi, cu ținta nu prea le-am, frate. Sincer, eu sunt învățat mai mult pe PC, pe calculator, cu tastatură și cu mouse. Sincer, acolo pot spune că sunt un artist, dar cu asta nu prea. A, dar stai că iar mă duc în mijlocul lor, frate. Iar mă duc în mijlocul lor și mă atacă ăștia, bă. Iar, bă, mă omoară, bă, fugi, 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 fugi. Băi, frate. Nu se poate. Hai, mă, trebuie, bă, de nimic nu ești în stare. Să știți că este diferență, pentru cei care nu știu, este diferență între abilitățile lui Trevor, Franklin și Michael. Cel mai bun este Michael și chiar și sub apă rezistă mai mult, pentru că are plămâni mai buni. Ia uite, camioneta asta chiar arată bine. Ia să... Bă! De unde trage, bă? De acolo. Ia să vedem acum. Hai, mă. Hai, mă. Hai, hai, hai. Hai, bagă, bagă, bagă. Bagă viteză. Ia uite, mă, și gardul ăsta, bă. Da, mă, era normal să mă omoare. Eu nu știu ce caut eu așa ca nebunul, bă.